Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou challenge. După cum bine vedeți și în titlu, astăzi facem episodul 2 din noua serie cu alfabetul mâncării. După cum chiar voi ați ales, pentru că pusesem la vot ce nume să-i dăm la această serie. Așa că știți foarte bine ce o să fac astăzi. Așa că vreau să dați un mare like, să adunăm multe like-uri la seria asta, să facem o serie foarte cunoscută, sper eu. Și nu vă sfiți să apăsați pe butonul de like. Astăzi vom face, după cum vedeți, cu litera B. Voi mânca toată ziua produse, alimente, mâncare, băuturi care încep cu litera B. Chiar de unele, spre exemplu, la episodul cu litera A, am mâncat ciocolată africană, deși e ciocolată, începea cu A. Deci am spus că tot ce începe cu A, ca exemplu, dacă avem bomboane, bine că bomboane începe automat cu B pentru astăzi, dar pot fi mai multe tipuri de bomboane. Bomboane, nu știu, Bim bază, să zic, uite, chiar Bim bază, chiar că pot să mănânc și între alea. Uite, asta mi-a venit acum pe moment, jur. Da, să văd dacă le mai găsesc, pe unde mai sunt. Da, oricum, eu mi-am făcut deja proviziile pentru ziua de astăzi, cu ce o să mănânc, pentru că nu puteam să mă duc așa pe fugă, mă mai duc să zic că mai au câte ceva, doar dacă îmi vine pe moment, dar în principal am toate proviziile făcute pentru astăzi. Vreau să vă zic că va fi o zi destul de greoaie, cred eu, adică destul de înfometată, adică eu să fiu destul de înfometat, adică nu știu, acum depinde. Dar nu prea am găsit atât de multe cu B și o să vedeți pe parcursul acestui video. Dar sper eu să supraviețuiesc și să ronțăi diferite chestii. Așa că sper să vă placă, o să vă rog să dați și un share la final la acest video dacă vreți să vedeți mai multe episoade și să facem seria asta cu tot alfabetul, pentru că eu am să încerc să duc asta la bun sfârșit de fiecare dată, depinde, nu știu dacă o să reușesc. Dar nu mai sunt pe gânduri, așa că mergem să-mi pregătesc micul dejun și o să vedeți ce avem la micul dejun. Bun, deci la micul dejun am pregătit așa. Am aici niște brânză, sincer nu știu de care brânză este exact, este niște brânză trimisă din Italia, cam așa arată brânza asta, dar mie îmi place foarte mult. Avem aici biscuiți dintre ăștia de Crăciun, adică sunt niște steluțe foarte gustoase și mai am aici bacon, adică șuncă, dar chiar este bacon. O să vă arăt aici, scrie bacon, unde scrie? Nu mai scrie, unde e ambalajul? Unde avem aici? Bacon placa, deci avem bacon. Da, ăsta e bacon, aici avem niște felii de bacon și banane. Am mai multe fructe, dar o să mâncăm banane astăzi, multe banane. Mi-am pregătit micul dejun, am aici niște felii de bacon, avem puțină brânză, mai mulți biscuiți o să mănânc cât o să consider eu că o să mă satur. O banană pentru început, am mai multe, cu siguranță astăzi o să mănânc foarte banane, o să mănânc foarte multe banane pentru că bineînțeles că îmi și plac, așa că poftă mare mie. Și nu o să mănânc cu pâine, pentru că nu mâncăm pâine, deci doar cu ce începe cu B. Vreau să specific, o să beau apă, poate o să ziceți că de ce nu beau cu B. Am să beau cu bere, să zic că o să beau băutură, pot să beau băutură, absolut orice cu B, ca o glumă. Dar nu, o să beau niște bere, dar nu acum, de dimineață, pentru că trebuie să mai plec cu mașina printre picături și bineînțeles că nu am voie să conduc, așa că apa e esențială vieții, o să beau apă și poate mai târziu o să beau și o bere ca să fie cu litera B, ceva cu băutură, pentru că suc nu prea am găsit cu B. Dacă știți voi, puteți să-mi scrieți. Și gata. Micul dejun. Chiar pot zice că a fost destul de consistent. Am avut carne, am avut brânză, banane, proteine avem, biscuiți, toate sunt destul de consistente. Ok. Ăsta a fost micul dejun cu litera B. Revenim mai târziu cu o gustare, cu un update și așa mai departe.
Tocmai ce am terminat și antrenamentul pe astăzi, am fost la sală. Iar acum servim gustarea imediat de după sală, bineînțeles, pentru că am o foame foarte mare, abia aștept să mă duc să mănânc. Avem aici o banană și un Bounty, sau Bounty, cum zice, Bounty, nu? Un baton dintre ăsta cu ciocolată și cu nuca de cocos, e cu B, deci e Bounty. Și o bănănuță, aș fi putut să mănânc și un baton cu banane dintre la proteic, dar nu am la mine acum decât unul cu ciocolată. Și nu, am zis că mâncăm unul dintre ăsta care începe cu B, ca să încercăm să fim corecți. Așa că o să mănânc porția de energie de după sală. Deja am tremură puțin mâinile, am obosit foarte tare, am băgat azi niște umeri cu spate. De 3 săptămâni de când am reînceput sala. Azi a fost forță maximă. Deci chiar m-am simțit super bine. Mergem acasă, imediat ce termin de mâncat. Și mâncăm, bineînțeles, masa de prânz, care e deja trecută de prânz, dar asta e. Vreau să vă zic că asta cred că e a patra banană pe ziua de astăzi, deși nu am filmat de fiecare dată când mănânc banane, că nu ar avea niciun rost. De dimineață am mai mâncat, cred că încă două. Și asta e a patra. Da. Îmi plac bananele, chiar mă bucur de ziua. Nu trebuie să vorbesc gura plină. Chiar mă bucur de ziua asta, că e zi cu banane, cu B. Mâncăm un kil de banane astăzi. Mi-am luat și niște bere, pentru că dacă mă întorc acasă, gata, nu mai plec nicăieri, pot să și beau. Gata, pornim spre casă. Afară e ghețuș, alunecă și mergem foarte încet. Bun, tocmai ce am revenit acasă și mi-am cumpărat ceva alimente pentru a servit prânzul undeva pe la ora mult mai târziu de prânz, dar am fost la sală și vreau să vă zic că și micul dejun l-am luat destul de târziu astăzi, așa că hai să vă arăt ce am eu aici. Mi-am luat aici niște burgeri, adică sunt burgeri vegetali, sincer, băi, deci nu am găsit burger cu carne, nu știu de ce. Eu în general nu prea mănânc alimente dintre astea din comerț, burgeri dintre ăștia. Nu sunt vegetarian, dar oricum mănânc absolut orice. Avem aici niște burgeri, avem niște brânză, niște brânză grasă de vacă, așa scrie, deci e brânzică, și o bere. O bere Bex. Aveam de ales Bergambir Bex, dar na, prefer mai mult Bex-ul. Mi-am încălzit aici doi burgeri, mi-am pus niște brânză și am uitat să vă zic că am și desert. Am aici niște baclava cu nucă. Baclava o se face doar cu nucă, bine, și cu alte fructe, gusturi diferite, dar e baclava, deci avem desert cu litera B. Așa că mâncăm brânzică și burgeri ăștia, sincer. Bun. Chiar îți curios cum sunt burgerii, pentru că eu nu prea mănânc dintre ăștia, deci cred că e prima oară când mănânc un burger vegetal. Parcă e o pâine. Vreau și eu. Un fel de... nu chiar pâine. Se simte o diferență că n-ar avea gust de carne, dar... Poft. E bun. Ce pot zic? E bunicea. Da, ok. Sper să-mi țină de foame măcar puțin. Gata, masa mea. Urmează desertul. Deci avem baclava. Bă, deci asta chiar... ador baclava. E foarte dulce, știu. Da, e genial de bună. Mie îmi plac chestiile dulci. Așa că... bon appetit. Vă fac poftă. Vreți o bucățică de baclava? Aveam de ales dintre cu vișine, cu ciocolată. Dar mi-am luat simplă, cu nucă. Nu știu, mi se pare mult mai gustoasă. Adică... simplă, baclava original. Hai mă, că nu pot să scot de aici. Pardon. Stai că mai vine una. Sabina așteaptă și acolo. Ce vrei, baclava? Ia, vrei și tu o bucățică? Îți las la urmă.
Că trebuie să fac filmare, nu? Eu, de ce am suflat în ea? Eu am suflat, dar nu știu de ce. Ia. Bine, nu o să pot să mănânc multă. Ia o bucățică. Nu poți să mănânci multă, că e grețoasă? Da. E bună. Da. Bun. Deci, hai că opresc acum filmarea. Eu îmi termin desertul. Ați prins ideea, mănânc acum desertul. Mai bea o bere între timp. Ne vedem puțin mai încolo. Mic update, ora 5:13. Vreau să mă apuc să editez ce am filmat până în momentul de față. Cât timp mai trece timpul. Cât timp mai trece, da. Mi-am făcut aici, să zicem așa, o mică rezervă pentru a ronțăi câte ceva în timp ce editez, pentru că în general mai ronțăi. Da, mi-a adus telefonul, mersi. Și mi-am luat aici niște bomboane. Bomboane de brat, deci bomboane de brat pentru că e Crăciunul. Niște bani, da, bani de ciocolată, dar sunt bani, nu? Deci e cu B, nu știu dacă s-ar pune, dar oricum. Ăștia nu prea, adică nu știu, prefer să mănânc astea acum, parcă mai mult mă atrag astea, dar am zis să-mi iau aici. Bineînțeles că pot să mănânc până de seară să le ronțăi. Ne-am mai luat niște biscuiți, două tipuri de biscuiți. Nu prea am găsit biscuiți cu B, adică firma cu litera B, dar sunt biscuiți, deci e cu B, da? Biscuiți cu fibră, biscuiți românești, ce au ăștia, cătină și semințe de in. Da, sunt niște biscuiți, deci așadar, chiar sunt curios, deci ăștia n-am mâncat, ăia mai mâncat îmi plac, dar ăștia nu. Deci avem biscuiți, biscuiți cu in. Da, da, tati, bravo. Logică, trebuia să moară bateria, da, exact acum. Am schimbat bateria. O să o pun și pe asta la încărcat. Da, deci unde rămăsesem, începusem să degust un biscuit. Dintre ăsta chiar e foarte bun, biscuiți Poieni. Da, e cu P denumirea, dar sunt biscuiți. Deci acum nu mai e contat, am zis să-mi iau măcar niște biscuiți mai buni, pentru că nu prea-mi plac în general toți biscuiții așa. De așa chiar sunt buni. Deci biscuiți și bake rolls, după cum vedeți, începe cu B. Bine, are două cuvinte, dar e bake. Deci avem biscuiți, bomboane și chestiile astea pe care o să le mai ronțe în timp ce editez. Am vrut să fac un update, deci asta o să mănânc, o să le ronțe. Nu mai are rost, cred că, să filmez de fiecare dată cum mănânc chiar totul. Dar ați înțeles ideea, deci am vrut să fac update-ul cu ce ne-am ales de mâncare de ronțăit, de fapt. Da, tati, de ronțăit pentru timpul cât editez. Între timp mai adaug și faza asta, cel mai probabil, până se face seara și o să revenim cu cina. Cam atât. Ok. Ultima masă din zi, adică de astăzi, e cam asemănătoare cu cea de dimineață, pentru că nu prea am găsit multe mâncăruri cu litera B. Mai erau bame, nu prea îmi plac bamele pentru cei care nu știu. Adică îmi plac, dar na, depinde dacă știi să le gătești. Dar n-am mai mâncat de foarte mult timp. Sunt niște legume și broccoli. Și chiar am căutat broccoli, îmi place, dar nu am găsit. Am căutat prin vreo două marketuri, dar nu știu, pur și simplu am nimerit o zi în care nu am găsit broccoli. Așa că o să mai mănânc câteva feliuțe de bacon, la fel ca și dimineață, și un alt tip de brânză, la fel și asta e tot trimisă din Italia. Sincer, nu știu, băi, deci italienii ăștia au niște brânzeturi bune, bă, bune. Diferite, brânză cu mucegai, brânză cu nu știu ce. Dacă mă întrebați, nu știu ce zice pe chestia asta, nu prea înțeleg, oricum. O să-mi tai o bucată de brânză. Vei și tu la masă, tati? Tu ai mâncarea ta. Să-mi tai niște brânzică. Oricum, seara nu mănânc chiar atât de mult. O să ronțăi mai mult în general. Adică mai avem și o banană, mai am biscuiți, mai am chestiile pe care nu le-am terminat de ronțăit, biscuiți, bake rolls, am ronțăit așa câteva. Ce mi-a pus aici, un roboțel? Îmi dai să mănânc roboțelul? Da, Nicola se joacă. Bun, așa că asta e cina, o mâncăm și după mai ronțăim câte ceva până vine ora de culcare, dar nu foarte târziu, acum e undeva la ora 6:30 aproape. Mâncăm cina și până pe la 8 pot să mai ronțăi biscuiți.
Gata și cina mea. Nu foarte consistentă, dar destul că să mă satur. Adică chiar e ok, banana îmi ține de foame cel mai tare și șunca aia. O să mai ronțăi probabil o banană până mă culc. O să mai ronțăi după cum am zis și niște biscuiți, pentru că mai am, iar mi-a adus. Da, niște biscuiți, o să mai ronțăi diferite chestii, bombane nu prea mai vreau să mănânc acum seara asta. Ar mai fi fost ca să fac așa un update borș. Adică mi-ați scris să mănânc și borș, dar borșul e borș, iar ciorba e ciorbă. Deci probabil în episodul cu litera C, următorul, o să facem ciorbă, o să mănânc ciorbă. Bine, nu cred că o să fac eu. O să fac Sabina, da, se uită la mine. O să fac Sabina, bineînțeles. Dar nu puteam să beau borș gol. Adică aș fi putut să beau, îmi place. Ba, puteam să beau așa. Am, să știi dacă. Păi normal că ai. Da, beau borș așa gol, un pahar, că n-am ce face, știi? Da, mai e baclava, nu mânca baclava. Da, mai am chestii de ronțăit până după 8-9 maxim seara în biscuiți. Pardon. Răgâitul este bun. Că m-a săturat cât de cât. Da. E ceva natural, nu mai da din cap. Da. Bun, așa că pentru următorul episod o să facem cu litera C. Vreau să-mi lăsați în comentarii mâncare cu litera C. Este mult mai multă decât cu litera B. Cred că e una dintre cele mai puține cu litera B. Deci ar mai fost broccoli, chestii, dar nu le-am găsit pe toate. Oricum, puteți să scrieți în continuare cu litera C. O să dau... Cărnați, da, din prima. Da, vine Crăciunul acum. O să facem cu litera C episodul numărul 3, așa că dacă nu ai făcut până acum, adică dacă nu ai dat butonul ăla, fă butonul ăla albastru. Da, bagă și fă butonul albastru, apasă pe like, abonează-te dacă încă nu ai făcut-o și urmărește-mă pe Instagram, aici, Bogdan Hriscu 91 și dă-mi un follow pentru că acolo postez diferite chestii. Așa că cam asta ar fi video pentru astăzi. Un nou challenge din alfabetul mâncării. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare, așa că numai bine.